Salutare, prieteni, și bine ați venit! Nu știu dacă vă dați seama sau nu, dar acum ne aflăm oarecum în grădina Raiului, pentru că în spatele meu cred că vedeți destul de multe mașini, destul de interesante, și poate că vă și dați seama unde suntem, poate că recunoașteți locul acesta. Nu? Ei bine, vă spun eu. Suntem la Auto Bavaria, de unde am împrumutat pentru ziua de azi o mașină foarte interesantă. Una din acele mașini pentru care mi-e foarte greu să o aduc înapoi. E bine, mașina de care vă spun se află în spatele camerei. Da, în sfârșit am condus BMW i8. Iată bolidul cu care astăzi ne-am distrat pe serpentine. Și am vrut să vă fac un mic video, un mic live, să vedeți ce am condus astăzi. Nu are rost să vă zic că ai putere, nu are rost să vă spun că este hibrid, nu are rost să vă spun nimic, pentru că știți toate datele, este o mașină mult prea celebră, să zicem, celebritatea ei o precede. Cu siguranță știți tot ce e nevoie de știut despre această mașină. Am vrut doar să vă arăt un pic mai în detaliu ce înseamnă BMW i8. Și haideți să o luăm de la început ca să aveți întreaga experiență, o să închid ușa. Și... pentru început, haideți să vă arăt care e treaba cu deschisul ușii, pentru că ați văzut ușile fluture, să le zicem. Aici există un mâner, doar că trebuie să-l găsim pe aici, pe undeva, și dacă apăsăm pe el, se deschide ușa în sus. Doar că, acum există și o parte mai puțin plăcută a acestei mașini. Șasiul acesta, care este un șasiu de tip cadă, se numește, este pur și simplu ca o cadă de care sunt prinse roțile, un șasiu din fibră de carbon. Șasiul acesta are această buză aici, foarte înaltă, pentru că așa sunt aceste șasiuri pentru a fi cât mai rigide, cât mai puternice. Desigur, BMW i8 este o mașină sportivă. Și acest șasiu are o buză ridicată aici. Vedeți, scaunul este aici, aici este marginea aceasta. Ca să intri în mașină, trebuie... să te chinui un pic. Și aici cu siguranță mă veți și auzi un pic mai bine. Dacă dau și scaunul mai în spate și vă pot arăta interiorul lui BMW i8. Haideți să și închidem ușa. Ușa se închide de la acest mâner. O să tragem de el. Geamul s-a ridicat. Și acum s-a închis ușa. Sper că acum mă auziți un pic mai bine, pentru că e mai liniște. Pentru început, un mic tur al lui BMW i8, al interiorului lui BMW i8. Normal, controle pentru faruri, volanul, evident, ne trebuie un volan, iată și instrumentarul. Aceste controle, sigur, le știți de pe alte BMW-uri. Levierul de viteze, butonul de start-stop, o frână de mână, un control pentru climatizare, sistem de infotainment. Așa, dacă le luăm pe bucăți, toate aceste elemente, să zicem, sunt cunoscute fanilor BMW. Iată și aceste guri de ventilație puse aici, destul de agresiv. Toate aceste elemente sunt cunoscute fanilor BMW, pentru că la interior parcă nu sunt atât de multe lucruri drastice. Da, bordul este desenat într-un mod foarte, foarte interesant, dar... nu este, să zicem, ieșit din comun. Parcă mai ieșit din comun era cel de la i3, interiorul lui i3. Deci, deocamdată, cam ăsta ar fi interiorul lui i8. Este un interior nebunesc. Și dacă ajung la pedală, chiar dacă am dat scaunul mai în spate, pot să o și pornesc. Ok, acum a pornit mașina. Ok. Instrumentarul este foarte ușor de citit, iată aici. Noi vă spunem că, eu pot să vă spun că mașina aceasta, iată, acum are range 334 de kilometri. Ca să vă faceți o idee, pentru că este o mașină hibrid și trebuie să vorbim oarecum și de factorul consum, chiar dacă este o mașină sportivă. Consumul acesta de 12 litri, acest consum mediu, trebuie să recunosc, nu am dat reset înainte să iau mașina. Dar pentru că este o mașină hibrid, după cum spuneam, acum am range 334 de kilometri. Când am luat mașina de la Auto Bavaria, avea range 260 de kilometri, ceva de genul ăsta. Doar că mergând cu ea, și credeți-mă, nu am mers foarte încet până pe serpentinele unde am filmat, range-ul a crescut.
iată, am și încărcat bateria, să zicem, frânând, pentru că există frânare regenerativă la această mașină, iar din rezervor nu s-a dus prea mult, o liniuță și, să zicem, o treime din încă o liniuță. Deci chiar și așa, să zicem, BMW i8 are un motiv foarte bun pentru care este hibrid, anume și practicalitatea din viața de zi cu zi. În rest, apropo de practicalitate, pot să vă spun că mai există două locuri în spate, doar că aici nu cred că ar putea sta o ființă umană. Știți ce? Haideți să încercăm asta chiar acum. Haideți să încercăm. Să vă arăt cum se deschide ușa. Aici există mânerul, doar că aici există butonul care deblochează ușa. Dacă apăsăm pe el, ușa se deschide. Haideți să închidem mașina ca să nu facă zgomot. Ok. Și acum să văd dacă în cap, uite ce vă spuneam, deci aici este dită mai pragul, aici este piciorul meu, ca să pot ieși din mașină. Eu acum nu ating pământul, ca să înțelegeți, este foarte confortabil. Ok, o să mai încerc. Cred că tocmai am claxonat, scuze. Tocmai am claxonat în față la Auto Bavaria. O să dau un pic scaunul mai în față, ca să vă arăt cum se poate intra în spate. Dăm scaunul mai în față, se mișcă destul de încet. Să zicem că aceasta ar fi poziția mea de condus, da? Poate un pic mai în spate, dar dacă rabatăm, un pic mai în spate. Cam asta ar fi poziția mea de condus. Dacă rabatăm scaunul și ridicăm această centură, e foarte greu să fac asta cu o mână, îmi pare rău, trebuie să țin și telefonul în mână. Dacă pot intra în spate. Ok. O să comut acum pe camera din față. Nu e foarte mult loc aici. Dau cu capul de... Și dacă încerc să stau mai cocoșat, adică trebuie să stau așa și deja îmbrățișez tot scaunul. Da, deci BMW i8, o mașină pentru două persoane și alte două care probabil n-au picioare, sau sunt copii, sau sunt câini, sau altceva, nu știu. Dar da, ideea e că nu e o mașină de patru persoane confortabilă, cum ar fi, să zicem, BMW seria 6. În BMW seria 6, patru persoane merg în confort excelent. Și acum voi comuta pe camera din spate, pentru că vreți să mai vedeți din mașină. În locurile din spate avem aici câteva... aici undeva există o... aici în spate există o boxă, sper că se vede. Există o boxă, normal scaunele. Și aici avem un subwoofer. O mică consolă aici, bănesc că n-ar fi putut face un al treilea roc, pentru că nu ar fi fost foarte practic. Și cam asta e, spații de stocare, USB-uri, locuri de încărcat telefonul. Și iată toată planșa de bord, în toată splendoarea ei, a BMW-ului i8. Și acum o să încerc să ies de aici, pentru că nu stau deloc confortabil ca să ies. Okay. Întâi un picior afară. Trebuie să ridic centura asta. Nu, dacă ridic centura vine scaunul peste mine. Din nou, este greu să fac asta cu o singură mână. Așteptați un pic. Ok, ca să vedeți și voi cum mă chinui. Da? BMW i8 este o super mașină, doar că e greu să urci și să cobori din ea. După ce ai urcat și cobori din ea, super lejer totul. Dacă după ce te-ai urcat la volan, e super ușor de condus, foarte tare, dar până urci acolo e o corvadă. Pot să vă arăt portbagajul. Haideți să vă arăt portbagajul, pentru că de obicei nu fac asta la mașini sport, dar aici este foarte interesant. Avem aici un buton pe care îl apăsăm și se deschide acest haion. Și sub această bucată de plastic se află portbagajul, care este, asta e palma mea, cam două palme așa. Bine, după cum vă imaginați, aceasta nu este o mașină făcută pentru a fi practică la modul să cari lucruri sau oameni cu ea. Nu, este o mașină sportivă care are alte lucruri de făcut. Ea trebuie să fie rapidă, trebuie să facă alte lucruri. Uitați-vă și cum arată, pot să aprind un pic farurile. Acum că s-a mai inserat, cred că va arăta bine cu LED-urile aprinse. Nu pot să-l turez, pentru că sunt în curte la domnii de la Auto Bavaria și s-ar supăra dacă aș tura aici mașina. Dar, iată,
cam cum arată, ce frumos sunt desenate aceste LED-uri. Și o să vă arăt și farurile, pentru că și din față arată bine. Și o să vă arăt și chestia asta, care este un element aerodinamic foarte practic atunci când mergi repede. Această aripă aici, aici este semnalizarea. Și pe aici intră aerul care ține mașina jos. Și haideți să vedem și din față mașina, jantele. Din față, iată cum arată BMW i8. Bine, acum este puțin murdară mașina, dar farurile sunt foarte, foarte, foarte frumos desenate. Ok, bun. Să lăsăm BMW-ul i8 în pace. Să punem scaunul în spate. Și să... Ok, cam asta a fost. Și puteți vedea foarte bine, cred că puteți vedea aici. Se vede, cred, textura, dacă ar focusa camera. Hai, cameră. Cred că, da, cred că vedeți acum. Fibră de carbon. Da, fibră de carbon. Ok. Acum vom încheia acest live. O să vă spun de acum că această mașină a primit un tratament un pic mai special. Cu ea am făcut un video, nu chiar un review, ci un video un pic mai artistic, îmi place mie să cred, alături de noi prieteni de la Studio 13. Cu siguranță, probabil că cu siguranță ne vor mai ajuta și la alte proiecte. Deocamdată ne-au ajutat la acesta și va dura probabil până va ieși acest video, dar cu siguranță videoul acesta va merita. Vă spun de pe acum, va fi un video foarte scurt, aproximativ 2 minute, cam așa, va fi un video un pic mai special, dar veți putea vedea i8-ul în toată splendoarea lui, sunt sigur. Deocamdată, da, ce să vă spun, abonați-vă la canalul nostru de YouTube, pentru că pe YouTube va fi pus videoul de care vă spun și pe YouTube punem și alte lucruri. Așa că, da, ne vedem pe eBlog Auto, mă duc să las cheia de la i8 și să merg acasă și să strâng bani pentru un i8. Pa, la revedere!